Cortul de campanie amplasat de USR în centrul Timișoarei a fost vandalizat, pe acesta fiind scris de mai multe ori cuvântul gay, inclusiv în dreptul imaginii primarului Dominic Friț. Imediat după incident, acesta a reacționat pe rețelele de socializare, spunând că nu se simte jignit, aducându-le în discuție pe soția și pe fiica sa. Mai mult decât atât, Friț acuză susținătorii fostului edil Nicolae Robu, că ar fi responsabilii actului de vandalism. A început campania, la pachet înfloresc denigrările la adresa mea, deși în ultimii 4 ani ne-am obișnuit cu multe. Fostul consilier personal al lui Nicolae Robu a dat tonul într-un podcast de acum câteva săptămâni cu diverse atacuri la adresa familiei mele. Cum probabil nimeni nu prea a urmărit podcastul, adversarul acum trece la vandalizat corturi. Să fie clar, suntem în 2024 și ar fi absurd să mă simt jignit de afirmația de pe cortul vandalizat. Bizar e doar că fix ăștia care și-au petrecut jumătate de viață în cluburi, care au fost prinși băuți la volan, care au amante sau a treia soție, cei care umblă noaptea cu spray să vandalizeze proprietatea altora, sunt cei care atacă moralitatea unui tocilar plictisitor ce sunt. Nu beau, nu fumez, adeseori adorm încercând să o pun la culcare pe fiica mea, iar soția mea din când în când mă ceartă pentru că nu-mi place să merg la chefuri cu ea. Sunt pasionat de familie și de primărie și cam atât. Faptul că sunt atacat astfel arată că atacul administrativ Dominic n-a făcut nimic, nu prea prinde la public. Sunt plin de ură și în ura lor disperată încalcă orice bun simț. În 9 iunie Timișoara este în pericol să se întoarcă în trecut la un Nicolae Robu, care în 8 ani cât era primar a jignit jumătate din oraș și care și-a petrecut ultimii 4 ani jignindu-mă pe mine, în loc să pună umărul la dezvoltarea Timișoarei. Singurul lui proiect este răzbunarea. Răzbunare pe timișorenii care m-au votat și pe cei care mă susțin, transmite Dominic Friț.